Deputatul european PPE UDMR de Hunedoara, Iuliu Winkler, a salutat acordarea statutului de state candidate la aderarea la UE a Ucrainei și Republicii Moldova. Europarlamentarul a declarat la DEVA că acest rezultat este expresia solidarității europene cu cele două țări. Acordarea statutului de țară candidat pentru Ucraina și Republica Moldova este un moment extrem de important și dovedește că noi, Uniunea Europeană, Parlamentul, Consiliul European, nu numai vorbim despre solidaritate, dar și practicăm activ, dovedim solidaritatea europeană în condițiile în care Ucraina primește astfel, dar și Republica Moldova, unde s-ar putea extinde conflictul în orice moment, primesc un sprijin politic deosebit. Au acest statut de țară candidat. Iuliu Winkler a mai precizat că primirea statutului de candidat este doar un prim pas spre aderare, dând exemplul procesului prin care a trecut și România. Deputatul european a mai spus că și șefii celor două state știu acest lucru, apreciind totodată modul în care Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, înțelege procedura și nu grăbește lucrurile. Pe de altă parte, trebuie spus imediat că este doar un prim pas. Și dacă ținem minte de modelul României, de ceea ce noi a trebuit să realizăm pentru a adera la Uniunea Europeană, ne dăm seama că și în fața Ucrainei și Republicii Moldova se află o cale lungă. De altfel, cei doi președinți, pe o notă diferită, au recunoscut acest lucru. Sigur că Moldova nu se află în război, deci președintele Maia Sandu vorbește cu alt ton decât președintele Volodymyr Zelenski. Eu apreciez extrem de mult tonul Maiei Sandu, care este un ton echilibrat, un ton conștient de răspunderea pe care o are și care nu grăbește niște lucruri. În ceea ce privește Ucraina, Winkler a spus că înțelege situația prin care trece țara vecină și tonul mai autoritar al președintelui Volodymyr Zelenski. Pe de altă parte, însă, Iuliu Winkler a spus că Ucraina nu este în acest moment pregătită de aderarea la UE din mai multe puncte de vedere, dând exemplul statutului minorităților naționale din statul vecin, cărora le-au fost suprimate mai multe drepturi, încă dinainte de începerea conflictului armat cu Rusia. Acum, în ceea ce privește Ucraina, sigur că în momentul în care se deschid negocierile efective la aderare, atunci, pe lângă starea de război, pe lângă nevoia de solidaritate, apare și nevoia de a rezolva anumite deficiențe. Și din punctul meu de vedere, ca maghiar din România, minoritar în România, problema minorităților etnice, a comunității românești și a comunității maghiare din Ucraina este extrem de importantă, drepturile lor nu sunt respectate și acest lucru trebuie să se schimbe. Mai multe pe această temă, dar și alte chestiuni interesante, puteți afla urmărind după jurnalul de știri emisiunea La Subiect, în care este invitat Iuliu Winkler, europarlamentar PPE UDMR de Hunedoara.